Ia să mergem noi. Uite, îmi scrie din Bacău, domnul Sebastian Cojocaru. Chestie foarte interesant. Domnule German, codul penal chinez are o infracțiune numită incompetență criminală. Aceasta se aplică Ministrilor, secretarilor de stat și tuturor funcționarilor de sus până jos, care sunt găsiți vinovați de incompetență în gestionarea funcției publice, care duce la decesul unor oameni. Adică exact vinovăția actuală ale ăstora. <coughs> Pedeapsa conform codului penal chinez este între 40 de ani de închisoare și pedeapsă capitală. Post scriptum. Mai amintesc că la investirea în funcție actualului premier al Chinei, acesta și-a invitat miniștrii din cabinet să viziteze o închisoare unde le-a spus, citez, să nu uitați că aici veți ispăși cea mai ușoară formă a pedepsei dacă vă veți face vinovați de încălcarea legii. Am încheiat citatul. China comunistă. De aia, ălora li frică să fure. În România capitalistă, prost ești dacă nu furi. Așa s-ar traduce legile noastre. Care fiecare cu câte o portiță, cu câte o șmecherie, că mi-a dat telefon sau SMS, nu știu care. Și la stânga, și la dreapta. Să fim foarte clari. Uite ce îmi spune un comentariu pe gândul Info l-am găsit. Și eu tot caut comentariile astea în ideea că poate găsesc aceleași cuvinte și în gura unui politician. Și uimirea mea mută, culmea mută, este că oamenii simpli, și când zic oamenii simpli, o spun cu un imens respect, sunt mai deștepți decât ăia aleși. Și zice așa, nu lucrez în sănătate, dar sunt total de acord cu domnul Bran, acel medic din Statele Unite. Medicii sunt plătiți de jocură. Din păcate, politicienii, pentru mine sunt doar niște interlopi semianalfabeți, chiar dacă au doctorate cumpărate, care fug la Viena pentru orice furuncul, politicienii nu au cum să înțeleagă ca și cu comentatorii care nu vor să vadă decât șpaga din sistem. Este simplu ca bună ziua. Dacă medicii nu vor avea salarii decente, nici populația României nu va avea asistență medicală decentă. Și am zis, mă, dar ăștia zic că nu sunt bani, că i-ar plăti, că le-ar da și ață de cusut la operație și le-ar da și profesorilor Cretă cu Zvarovski, dar nu sunt bani. Și atunci am zis, ia mă, totuși să mă duc, să mă documentez. Ia dăm ziare.com. Să vedem noi. Companiile cu cele mai mari datorii la stat, restanțe totale de 1,3 miliarde de lei, asta însemnând undeva la aproape 3 miliarde de euro. Și citim Poșta Română. A primit înzlesniri la plată pentru obligațiile sale restante de 190,7 milioane de lei, din care aproape Jumătate reprezintă dobânzi și penalități. Electrocentare București se află în executare silită pentru obligații restante de 146,8 milioane de lei, cea mai mare parte, 142,7 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit. Pe de altă parte, Rompetrol, downstream, a primit înlezniri la plată, având obligații restante de milioane de lei la categoria alte impozite și taxe. Îți amintesc că astăzi rompetrolului i s-au tăiat vreo 500 de milioane de euro. Mă, dați-ne 200 și vă iertăm de 500. Și atunci, comentariu pe ziare.com Că e mai fain să-ți faci emisiunea cu oameni decât cu politicieni. Bine că pe o amărâtă de societate mică o execută imediat pentru datorii de 1000 de lei. Iar pe nenorociții de săraci români îi pune la plata artor taxe și impozite noi. Unde sunt promisiunile electorale cu care au câștigat alegerile cei din USL? N-am să înțeleg cum de aproape un sfert de viac cetățeanul român suportă atâtea minciuni. Bă, tată! Cumva trebuie să ne mișcăm și ar trebui să ne uităm ce zic copiii noștri, copiii în general. Pentru că am primit un mesaj din Târgoviște care m-a dat un pic peste cap. dă mi -l. La Dunca Vlad. Nu ăsta. Domnule German, mă cheamă Vlad, am 17 ani și sunt din Târgoviște, județul Dâmbovița. Urmăresc cu interes emisiunea dumneavoastră, doar pentru simplu, fac, e, e pentru prin, pu, printre puținele emisiuni în care se spune lucrurilor pe nume. Am o singură întrebare. Nu înțeleg de ce vă pasă atât de țara noastră. Încă nu v-ați resemnat. Când vorbește despre resemnare, un copil de 17 ani. Bă, băiatule, avem o problemă cât furunculul lui Rembo? Și o avem în talpă. Că n-am voie să zic ce intalpă în talpă. Înțelegi? Avem o problemă fundamentală. Pentru că, uite-te, știi când ți-am zis eu, uite bă că nu, nu vorbim. Noi suntem aia care tăcem, tăcem, tăcem și generațiile pe care le vom naște vor fi generații mute. Copiii se vor naște muți, resemnați. Îmi trimite Horațiu Anca un alt mesaj. Să vine trebuie să mobilizăm oamenii să-și aleagă pe cei mai harnici, pe cei mai respectați și să creăm grupuri la nivel de cartier, oraș, deși și țară. O alternativă vie la cei care ar trebui să ne conducă. Cineva trebuie să-și asume pornirea și organizarea să poată răspândi mesajul. Eu am curaj, alt prieten de-ai mei, de asemenea. Sunt convins că și alții se vor alătura. Tu te implici? E pe Facebook-ul meu. Musai să te implici. Uite, astăzi am făcut un un, nu pot să-i spun experiment, că nu e un experiment. L-am făcut chiar de bună credință. Am postat pe Facebook înainte cu două ceasuri să-și dea demisia Stroie următorul text. Ați fi de acord să nu ne mai plătim impozitele până când Crina Antonescu, președintele PNL nu îi retrage sprijinul politic ministrului Radu Stroie? Pur și simplu, anunțăm PNL că e decizia noastră de contribuabili. Poate o fi 10, poate sute, 100, poate mii. Dar ar fi un prim semnal pentru toți. În două ceasuri au fost peste 10.000. Și atunci le spun oamenilor politici. Bă, băiețică, să-ți explic. Să-ți explic, că există o explicație. Citat. Ca mine, sunt încă vreo sută. Dacă fiecare sută convinge 10.000 să nu vă mai plătească salariile, limuzinele, secretarele, toate hangaralele, s-ar putea să nu mai aveți bani. Și o să mâncați din traistă, cu brișca, conservă de pește oceanic, macrou, 4,99 lei. Mă rog, voi o să o luați cu 2,99 lei, că așa cum aveți șmecheria aia cu farmaciile, trebuie să aveți și vreun mol de la pe acolo, pe la subsol. Un bufet. Pe din bufet a Înțelegi? Și ar fi cam un milion de oameni care refuză să-și plătească taxele. Atenție! Nu merem la crâșmă cu bania. Îi punem într-un cont, fiecare în contul lui, special deschis, și spunem, uite, noi am, suntem cinstiți, aici sunt banii țării, contul ăsta l-am deblocat și l-am vărsat, chiar cu penalități să fie. Că șase luni nu sunt așa de mari penalitățile, ci suntem în anul în curs și nu sunt penalități. Înțelegi? Și banii ăștia vi am vărsat frumos la buget în momentul în care aveți prima lege făcută în interesul tuturor. Nu în interesul vostru. În care lege se regăsesc măcar 10% din aspirațiile ălora care au murit în decembrie 89 în care lege, să zicem, vor plăti și cei responsabili pentru mineriadele din 90, care n-au alungat doar 200.000 de tineri din universități. Au alungat o Românie. Și știți cine a alungat pe România aia? O altă Românie. S-au alungat Româniile una pe alta, tovarășul Ion Iliescu. Asta poți să o scrii în cărțile tale când îți faci bilanțul celor 3, 4, 5 mandate sau câte ai avut. O să zici, bă, ce ai cu ăștia? Dar eu te întreb, mai ții minte seară că ți-am arătat o divă, ghilimele, o fostă jurnalistă de la OTV, care a ajuns șefa departamentului comunicare în compania de stat de drumuri și autostrăzi? Scriau ziarul, scria ziarul ăla, Express. Salariul ei, 100 de milioane de lei vechi. Bă, poate tipa se potrivește foarte bine platoului OTV. Poate are, are o mulțime de alte talente. Nu vreau să considere nimeni că e un atac la persoană. Dar de unde până unde pui nu cam perete? Care-i recomandarea? Care-i CV-ul ei extraordinar să o pui în fruntea unui departament? De comunicare, din probabil cea mai importantă companie de stat din România, cea de drumuri și autostrăzi. Și probabil unii au zis, iarăi rău german, are o problemă el cu astea blonde. Da? Astăzi, alt titlu. Libertatea. Dana Săvuică a sărit din Playboy în guvern. Blonda, celebră pentru aparițiile în cunoscuta revistă americană pentru bărbați Playboy, în 1999 și în 2010, dar și un fotomodel de succes în epoca de aur, a acceptat pe loc postul de consilier personal al ministrului Maria Grapini, care i-a propus asta. Vă numai din Playboy puteți să le, să le aduceți? Aia de la CNADR și aia era cu poze, eu trebuie să-i pun pe sâni niște negru să nu vadă copiii, că după amendează aia de la CNA de zboară fulgi. Și pe bună dreptate dacă dau prostii. Ok? Și bă, băiatule, numai acolo le găsiți în Playboy? Eu vă întreb altfel. Dar tineria pe care i-ați alungat și cu chiu cu o merg la studii în străinătate și au absolvit Oxford și Cambridge și o mulțime de universități din străinătate. Magna cum laude, suma cum laude. Și ar veni mâine înapoi, dacă ar avea de lucru ceva consistent. Nu pe sute și sute de milioane de lei. Ceva consistent ideilor pentru care au plecat. Că toți au plecat, las că învăț acolo școală și vin și, -și schimbă aici. Fac un pic de bănuți și viu aici și am o viață normală. Pe ea nu i-ați găsit. Ați auzit, doamnă și domnule, de un concurs că se angajează Consilier la Grapini Ai auzit că se angajează șef departament comunicare? Scria acolo, dacă ai văzut cumva anunțul, scria că numai dive blonde căutăm. Scria că e o condiție obligatorie să fi fost în Playboy sau în reviste pentru bărbați. Bă, întreb chestiile astea. Și nu vreau să denaturez și să o duc spre tabloid. Dar am să vui că este fată de ambasador din Sri Lanka până în Finlanda. O fi având cultură. Dar în momentul în care tu mi-aduci din Playboy pe cineva și îl bagi în guvern, credibilitatea actului politic s-a dus naibii. Și când s-a dus naibii credibilitatea actului politic, nu mai contează dacă fata asta are ceva sau nu în cap. Contează că eu nu mai am încredere în proprii mei politicieni. Și când nu mai am încredere în proprii mei politicieni, se numește revoltă tăcută, după aia stradă și după aia revoluție, băi, politician de mencești. Cum poți? Cum poți să formatezi un sistem în halul ăsta? Eu o să fac, uite, acum și dau pe Facebook. Dar nu, că e mult descris, dau o în pauză. Că vreau să văd dacă ar fi un concurs de făcut rău României, găsim sau nu tip mai performanți, între ghilimele, decât guvernanții ăștia. Eu vreau să știu. Poate unul zice, băi, m-am văzut eu ăla cu filme de groază, unul care tăia cu drujba, altul care... Vreau să le văd. Efectiv, vreau să știu dacă în conștiința publică există sentimentul răului politic. Sentimentul că politica, este o în care, dacă nu dai din coate, din burtă, din, 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 nu se întâmplă nimic. Playboy, bă. Numai din Playboy ce ați găsit? Ați dat vreodată un mail unui copil care a gătat Oxfordul să-l întreb. Mă, copile, eu sunt politicianul Vasilică Turturel. Eu nu sunt așa de deștept ca tine, că n-am putut să gat Oxfordul. Eu am gătat liceul, nu știu care, și facultatea și de meserie auto, dacă vrei. Aș vrea să povestesc cu tine că, uite, avem nevoie la guvern să facem, nu știu, să promovăm turismul sau la ce de are. Ai auzit vreodată vreun politician vorbind despre asta? Nu. Și atunci, mă duc. Uite ce îmi scrie Ana Filip. Pe Facebook. Mă întreb de ce trebuie să moară oameni nevinovați. De ce oamenii valoroși, cum era acea tânără care ar fi putut deveni un medic excelent? De ce sunt promovate scursurile societății? De ce nu sunt promovați și sprijiniți cei ce reprezintă adevăratele valori? Oare ce comoară a țării noastre e reprezentată de siliconate despuiate de oameni ce ies în evidență prin scandaluri josnice? Îmi este greață de subiectele intens mediatizate, gen nunta anului, despărțirea anului. Poate că, din nefericire, acesta e nivelul de cultură al populației. Cred că ar trebui să construim o rezervație în care să ținem în siguranță puținele valori adevărate pe care le mai avem. Abia aștept să înceapă campania electorală. Abia aștept să vină politicienii în studio, dacă au curajul. Cum pariu că o să înceapă cu telefoanele. Am nu mă duc la German, nu aveți uh, ceva mai... Nu mă duc la ăla, l-ai spurcat. Dar veniți, tată. Eu nu o să vă atac pe voi. Nu mă vă pun niște întrebări esențiale legate de șefii voștri. De Playboy, de OTV, de despărțirea anului, de nunta anului, de acuplarea anului. Nu? Să vedem ce îmi răspundeți. Pentru că, bă, pe mine mă sperie, v-am spus și tot repet. Faptul că într-o zi eu sau copiii mei sau prietenii mei ar putea semăna cu politicianul român. Pe mine mă sperie este gândul ăsta la nesfârșit. Este singurul argument pentru care aș fi plecat din România. Sunt o mie de argumente pentru care am revenit în România după șapte ani de hohereală în Bruxelles, prin Parlamentul de acolo. Și am zis, lasă mă că se schimbă. Uite, tocmai hai că să intrăm, o să intrăm, o să intrăm. Am văzut. Pe lângă mine treceau ungurii, membri ai Uniunii Europene, treceau polonezii, treceau slovacii, treceau slovaia, slovenii, treceau cehii, treceau toți. Și am zis, lasă-mă, noi și bulgarii, om intra mai târziu. Și am intrat după trei ani, în 2007. În momentul ăla m-am și întors, că am zis, gata, tată. Sigur, acum se întâmplă ceva. Nu mai pot face ăștia chiar ce vor. Și am venit ca un bou. M-am dus și o vacă la Bruxelles și m-am întors bou. Dar bou. Nu de la pașoptist. Bou că m-am întors. Bou că am avut atâtea speranțe de la o țară care niciodată n-a dat ceva românului. Simplu. Niciodată țara asta n-a dat. Citești un pic de istorie. Lasă șmecheriile cu ce tăiau ăștia protocroniștii lui Pește Prăjit, istoricii de Catifia, ăștia care vin, vai cât am suferit. N-ai suferit deloc, românie. N-ai suferit mai mult decât alții. Înscriu tot felul de deștea naționaliști, bani la noua dreaptă, ce, că totul ce vrei, să fim iobagi, cum a mai fost, unde ai fost, băi, iobagi? În Ardeal, ca să ții bine minte, du-te un pic la cronicile din Sătmar, să vezi că în secolele 12, 13, 14, 15, țăranul român plătea impozit 2% și unguru 20%, că plătea și la Biserica Catolică și la Stăpân. Noi dădeam a 50 aparte. Știi? și dacă ăia te -a învățat, vai răscoala lui Gheorghe Doja, ar trebui să știi că Doja Gheorghe, ăla era numele lui, nu Gheorghe, Doja Gheorghe era secui. Și ăsta era un motiv pentru care s-a răsculat. Faptul că ei erau bulibășiți și de stăpân și de biserica catolică. Noi eram bulibășiți din când în când de stăpân. Știi cine ne-a pe noi de glie? Mihai Viteazul. Când o venit ăla, i-o legat și pe țăranii din Moldova, și pe țăranii din Ardeal, așa, fără să gândească că la e român sau că e ungur. Nu existau atunci națiuni de genul ăsta. Existau națiuni religioase, dacă vrei. Nu? I-o legat de glie. Ca să nu-ți mai vorbesc, că nu Mihăiță Viteazu, Mișu Bataușu, o făcut prima unire, că o făcut-o batorii al nostru, cu cinci ani înainte, cu sigiliu, cu acte, și pentru că ăștia erau super, super risipitori, i pus și pe la din Moldova, și pe la din pe Banu Craovei, pe Mihai Viteazu, semnează în tată. Cheile de la visterie sunt la mine. Ca să nu-ți mai spun că după ce Mihai Viteazu, ca să rămânem un pic la istorie și a ducem mai departe, când o primit la Konigsburg, în Polonia, în Silesia, o primit de la împăratul din Viena un castel, o sărit țăranii polonezi și o scris la împărat. Domnul împărat, ne-ați trimis ăștia aici, pe valahii ăștia. Știți ce au făcut prima dată? Ora pădurile. Că valahii probabil erau văr primar cu Vereștoi. Trecem, trecem. S-a întâmplat, nu e așa. Nu au citit voi manuale, că nimic din ce scrie manuale nu e adevărat. Ați auzit de costoboci? Știți cine au fost costobocii? În timp ce în Ardeal erau dacii, Maramureș dacii liberi, în Moldova erau costoboci. Da, descălecatul, Dragoș, Vodă și ăsta, Acolo s-a întâmplat. Dați un pic pe Google de costoboci. Asta nu înseamnă ceva rău pentru Moldova. Sau nu înseamnă ceva rău pentru Ardeal. Sau pentru Sud. Înseamnă ceva rău în faptul că am învățat istoria ca și cum ar fi fost o nuntă continuă în care, mă, numai noi nu eram primiți la masă. Ba mă, și românii au fost primiți la masă. Tot timpul. Numai conducătorii românilor erau ăia care... Lau atâta franzelă și ție îți dădeau firimituri. Lau atâta carne și ție române îți dădeau firimituri. Toți! Publicitatea.